Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a anunțat că istoricul Adrian Cioroianu va prelua cel mai probabil funcția de manager al Bibliotecii Naționale a României. În momentul de față, manageriatul Bibliotecii Naționale este asigurat în regim de interimat de un angajat al instituției. Am avut discuții cu mai multe personalități din zona culturală, dar discuțiile care au înaintat și cu care am făcut pași concreți și sunt în măsură să-l anunț, aproape sigur ca viitor al Bibliotecii Naționale este domnul Adrian Cioroianu. Eu zic că este un om care va implementa un nou parcurs în ceea ce înseamnă raportul dintre societate și Biblioteca Națională, care cred că trebuie să-și pună o amprentă mai puternică în viața noastră social-culturală, a declarat la TVR1 ministrul Bogdan Gheorghiu.